La fiecare trecere dintr-un scenariu în altul, sălile de spectacol se închid și se redeschid. Actorii au cel mai mult de suferit. Pregătesc piesele, repetă, țin un spectacol sau două, iar apoi merg din nou acasă. Andreea Neacșu se află acum la Teatrul Notara din Capitală. Andreea, bună ziua! Ce spun reprezentanții instituției despre aceste schimbări? Bun găsit, Livia. Sunt nemulțumiri în rândul reprezentanților instituțiilor de teatru. Asta pentru că până acum, cel puțin, nu există niciun studiu oficial care să arate faptul că teatrele sunt, de fapt, sursa infectărilor cu COVID din capitală. Dar vorbim mai multe despre acest lucru cu directorul unui teatru din capitală, doamna Marinela Cepuș. Vreau să vă spuneți mai întâi de câte ori au fost închise teatrele până acum, de când a început pandemia. Păi a fost în martie prima închidere, după care totuși am avut timp să jucăm și timp bun să jucăm în aer liber. Apoi s-a închis în octombrie și ne-am deschis în 25 ianuarie, iar de astăzi suntem din nou închiși. E un fel de joc de alba-neagra, în loc să jucăm teatru pentru spectatori. Da, suntem triști mai mult decât nemulțumiți pentru că și frustrați, pentru că nu există astfel de studii ca să știm că aici sunt într-adevăr focare de îmbolnăviri. Aș vrea să priviți sala și să vedeți că păstrăm absolut toate regulile și toate normele sanitare impuse. Oamenii își dau declarații pe proprie răspundere și semnează și ne autorizează să le folosim datele personale, își lasă telefonul astfel încât să putem să anunțăm dacă există un focar. Nu s-a întâmplat acest lucru. În schimb, suntem mereu și mereu închiși. A fi închis un teatru înseamnă a ne despărți de public și în timp, probabil că acesta ne va uita. Ne spuneți și ce înseamnă pentru actori sau din punct de vedere organizațional închiderea și redeschiderea teatrelor, cum se întâmplă cu repetițiile, financiar poate? Înseamnă că ceea ce înseamnă și pentru elevi, aș putea spune. Această închidere, deschidere, închidere, deschidere înseamnă a repeta în gol, fără a putea să sperăm sau să știm o dată a premierei. Este foarte complicat pentru că actorii joacă cu propriul lor trup, cu propria lor minte și cu propriul suflet. Ori lucrurile astea ne marchează profund. Manevrele contabilicești pentru a returna costul biletelor sunt de asemenea foarte complicate. Și mai este încă ceva. Atunci când s-a deschis teatrul în 25 ianuarie, am spus e bine că sunt 30% din numărul de locuri vândute, pentru că, sigur, lumea nu va veni, pentru că va avea rețineri. Ei bine, s-au vândut în două zile spectacolele, acelea pe care noi am început să le jucăm în miercuri. Erau trei spectacole programate cu repetiții și le-am jucat direct, cu sălile pline. Ca urmare, publicul nu ne uită. Ca urmare, publicul are nevoie de un pic de relaxare, de un pic de zâmbet și ar trebui să ne gândim mai des la asta. Directorule, vă mulțumesc pentru toate aceste precizări. Rămâne de văzut acum dacă autoritățile vor menține închiderea teatrelor pentru 14 zile sau pentru mai mult timp.